ce îți urmă? Mă scuzați, o caut pe Aneta Iovan. Da, eu sunt. Bună ziua, sunt Vlad Popescu, dirigintele Mădălinei. Aș vrea să vorbim un pic despre absențele nepoate dumneavoastră. Ce absențe? Că eu i-am dat scutire. I-ați dat prea multe scutiri și s-au adunat vreo 200 de absențe. Păi, dar ea a fost la București, la niște concursuri, la niște prezentări. E vreo problemă? Directorul vrea să o exmatriculeze. Nu, ea vrea să plece la București, să se facă model. Eu ajut și eu cum pot. Acum... Dacă o exmatriculează, nu o să ajungă să-și dea bacalaureatul. Și ar fi păcat. Mădălina e foarte deșteaptă. Ce să faci cu bacalaureatul ziua de astăzi? Nu vreau să eu cu bacalaureat și tu la mătura am ajuns. Ea vrea să meargă la București, oricum pe mine nu mă ascultă, se duce, se face modelul, se fac o grămadă de bani acolo. Oricum pe mine nu mă ascultă. Aș vrea să vorbesc cu părinții ei. Sunt mai măritată în Italia, n-am mai știu nimic de ea. Tasu e în Spania, vorbește odată pe an cu el. Eu o cresc de la 10 ani. Bun, și de ce n-am mai dat pe la școală? De câteva zile... A sunat un domn de la București să dea... semneze un contract. Știți cumva cum pot să dau de acest domn să-i explic situația? Nu, că nu mi-a dat numărul lui. Și cum pot să intru în contact? E important. Dacă vreți să sun eu acum și vorbiți da, cu ea. Da, vă rog. Vorbiți de pe telefonul da, meu. Alo, Mădălina, uite, eu sunt aici cu domnul diriginte și vrea să vorbesc cu tine. Hai că ți-l dau. Alo, Mădălina, aș vrea să... Închis? Dacă vorbiți cu Mădălina, vă rog să-i spuneți să se întoarcă la școală. E spre binele ei. Eu îi zic, domn profesor, dar... Nu știu. Bună ziua. Bună ziua. S-a ajuns fata de când ați matriculat-o. Am auzit că o să joace într-un serial. E adevărat, Raluca? Nu știu. Tu ești prietena ei, ar trebui să știi. N-am mai vorbit cu ea de când a plecat la București. De ce? Nu mai am răspunde la telefon. Normal, nu mai ești de nivelul ei. Fata e bazată. Ia uite ce scrie. Să fii modelier. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți voi aici? Ne râdem puțin de Mădălina. Ia. Să fii model e... Ce-i de râs? Că nu știe să scrie? Să fii se scrie cu 2 de i. Hai, ia treci tu la tablă și scrie după dictare. Să vedem dacă tu știi când se scrie cu un i și când se scrie cu 2. Mădălina! Bună! Bună! Ce mai faci? De când nu te-am mai văzut? Bine. Am auzit că te-ai întors acasă și că o ajuți pe mătușa ta. Da, o ajut. Nu mi-am găsit în altă parte, dacă m-am lăsat de școală. Tu? Eu sunt la litere la București. Felicitări. Am auzit că ai și o fetiță? Da, lucrurile nu au mers așa cum am vrut eu la București, dar măcar o am pe Maria. Asta e. M-am întâlnit zilele trecute cu fostul nostru diriginte. A întrebat de tine. Da? Da. Era puțin dezamăgit că nu a reușit să te convingă să rămâi la școală. Da, am fost o proastă. Acum nimic nu mai poate fi schimbat. Nu trebuie să te dai bătută. Din contră, știi? Eu chiar trebuie să plec. Trebuie să ajung acasă să-i dau de mâncare mai mult. Mădălina, stai! Nu vreau să te supăr, știi? Există un program, nu știu dacă ai auzit de el, se cheamă A doua șansă și te poți înscrie la studii. Poți să înveți, să începi din nou. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.